Salut, Andrei de la Motorut, sunt astăzi alături de Honda CB500X și vă prezint un traseu destul de interesant pentru cei ce vor să se aventureze în afara asfaltului. Mă aflu în Dobrogea cu ocazia raliului 4V Rally Ride. Tocmai ce s-a dat startul de acolo, de la acel monument. Sunt undeva pe malul Dunării și după ce se mai lasă praful un pic în urma competitorilor, voi pleca și eu să văd cam cum arată această bucată până la Murfatlar. Toate datele despre traseu, ca de obicei, cum să ajungeți aici, vremea în zonă, le găsiți pe site. Hai să vedem cum arată și cum se descurcă CB-ul 500X. Că trebuie să opresc aici să fac o poză. Nici nu știam că ajunge pe aici traseul. Acum singura întrebare e unde să pun motocicleta ca să fac poză. Întotdeauna mi-am dorit să fac asta, să ajung aici unde scrie Murfatlar. Glumesc, desigur. Nu m-am gândit că o să ajung aici vreodată. Dar sunt fix pe dealul de unde se vede podul către Constanța de la Murfatlar. Asta a fost bucata de drum de pe malul canalului Dunării. Cred că sunt 20 de minute, poate 40 cu tot, dacă vii de pe la Bărăganu, cum am venit eu, Bărăganu, lanurile Bărăganu și apoi Murfatlar. Ați văzut și voi o bucată simplă pe care poți să o faci cu orice motocicletă adventure touring sau adventure sport, să zicem. CB-ul 500X s-a comportat foarte frumos. Bineînțeles, nu poți să zbori pe acolo, sunt câteva șanțuri mai mari și acolo trebuie să ai grijă să mergi preventiv. Ăsta este riscul când mergi după GPS și nu ai roadbook-ul ăla unde sunt marcate zone mai grele. Însă pun pariu pentru piloți adevărați de rally ride, nu a fost nimic de marcat acolo să fie ceva extraordinar. E un drum care te învață așa să te dai pe brazdă un pic cu off-road-ul, nu e nimic ieșit din comun, e un drum forestier la urma urmei. Dar este foarte pitoresc pentru că ați văzut, merge pe malul drept al canalului Dunăre Marea Neagră și ai niște priveliști deosebite. În plus, trece și pe lângă semnul cu Murfatlar de sus de pe deal, poți și acolo să oprești, să faci o poză. Acum mă aflu la ansamblu rupestru Murfatlar, am mai fost aici și anul trecut cu alte motociclete. De data asta este foarte liniște și îmi place. Data trecută era ceva muzică, erau ceva oameni. Dar acum e liniște, bine, văd niște urme de grătar așa răzlețe, însă este o zonă foarte interesantă. Vedeți și voi în spatele meu aceste roci calcaroase, foarte interesantă zona. Aici se termină acest drum. Până data viitoare, nu uitați să dați subscribe la canalul nostru de YouTube ca să fiți la curent cu ce drumuri moto mai descoperim de la noi din țară. Și vă doresc cât mai multe plimbări plăcute pe două roți.